ei pornesc. Este un spațiu aici cu care unii români s-au obișnuit. Văd că unii dumneavoastră încă nu. Eu sunt obișnuit, mai ales că alături satul meu de Răzeș, ca și ăsta, tot sat de Răzeș. Sunt sate în care școala și biserica funcționează, dar cam pe sponci așa. Aici am citit mereu că a trăit cândva o doamnă din familia Iurașcu, Safta Iurașcu. Era soră cu Raluca Iurașcu, mama poetului. Acum 133 de ani, vă rog să vă cercetați memoria, s-a stins cel mai mare poet român. Știind că la Fundenii, care e un sat pentru mine familiar și pentru soția mea, Mariana Velisar Codrescu, știind că aici a trăit Safta Iurașcu Velisar și în acest spațiu mă uitam vara și recitam la steaua care a răsărit, e o cale atât de lungă. Știți că la Fundeni, fac o mică paranteză, este cea mai frumoasă, cea mai senină boltă înstelată vara în august, pe iarba asta. Și atunci am întrebat pe cei care sunt din spița lui Velisar dacă nu vor să marcăm spațiul. Aici au fost cândva vreo trei clădiri, dacă nu greșesc, domnul Băleiță. Domnul Băleiță este finul lui Constantin Velisar, adică este un om care vine dinspre băleițeștii, care o dat-o și pe soția unuia din strămoșii lor, ceea ce mă emoționează. Eu n-am avut această onoare, în schimb, soția mea știe bine și a scris o carte pe care vă rog să o parcurgeți în timpul liber, că scrie frumos. Noi suntem amândoi profesori. Scrie frumos și de asemenea vreau să spun că în ea veți găsi ceva din paginile de altă dată ale unui sat de Răzeș. Uitați-vă suprafața aceea, domnul reporter. Acolo e moșia lui Velisar, sau era. O împărțit-o la 10 băieți, la 10 copii, și după aceea a plecat. A plecat frumos, pentru că în satul acesta nu s-a întâmplat nimic foarte important fără să știe fiul lui Constantin Velisar, care era jurist și știa tot ce să hotărăște la nivelul județului Bacău. La un moment dat, văzând că n-are copii, l-a luat sub aripa lui pe doctorul veterinar Radu Ifrim Velisar, care e aici lângă părintele și pe care l-am rugat, știind că veterinarii sunt oameni profesioniști adevărați și lucrează în Bucovina, l-am întrebat, adică frumos, că noi ca profesori știți ce fel de... Noi am făcut colectivizare și alte minuni pe pământ, dar Radu a spus că e de acord să marcăm locul acesta cu un monument. Nihil sine Deo, în limba latină, nimic fără Dumnezeu. Am vrut să-l marcăm pentru că dacă e pustiu, cuvântul l-a folosit foarte des în sat la mine cineva și m-a marcat. Așa suntem noi ăștia dascăli de română, mai poezi, mai sensibil. Și când am văzut ce e aici, din motive pe care le știe bine istoria și pe care nu le voi evoca acum, pentru că o să vă spună ceva soția mea, profesoara Mariana Velisar Codrescu, și de asemenea despre cartea ei va vorbi un prieten
pe care l-am adus cu sau fără voia lui aici, un publicist, un gazetar, Traian Valeriu, care tot licențiat de la Iași, că ne-am adunat mulți acolo, și care de asemenea am reușit cu dificultăți, cu incomodități, să rog câțiva colegi să vină aici din filiala Scriitorilor Băcăuani, chiar pe președintele Dumitru Brăneanu, care este președintele filialei Scriitorilor din Bacău și care ne ajută să ne spunem părerea în teme literare. Am făcut această paranteză ca să înțelegeți ce vrem să marcăm azi. Părintele Alexandru Croitoru a acceptat să dea girul domniei sale cumva. Eu m-am uitat într-o carte de-a lui Mircea Eliade. Nu știam cum definește el sacru. Dacă m-a educat regimul trecut, și am găsit într-un loc sacru, este puterea care face ca toate lucrurile să fie la locul lor. Așa zice Mircea Eliade. Mi-a plăcut definiția. Acum vă rog să permiteți ca părintele Croitoru să spună, să-și facă, să marcheze momentul acesta care pe mine totdeauna m-a emoționat. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururia, prin vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate, Tine, Dumnezeule, Duhul adevărului care pătrunde toate împlinirile Bitinul bunătăților și dătorul de viață, vină și să lășuiești noi și ne curățești pe noi de toată înțelăciunea și mântuiești și bunurile Sfântele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea Ție, unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu într-o cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit ce nărătate și le ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropim-mă cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucurați fără oase cele smerite, întoarce fața de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată, zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învățau pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurați-vă limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voi jertfă ți-aș fi dat, arde tot, nu le vei binevoi jertfa lui Dumnezeu. Duhul umilit, inimă înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgesi, fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin noțul și arde tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.
Doamne, împărtășește să tremure popoarele, șade pe Heruvim să se cutremure pământul, Domnul în Sion este mare și înalt peste toate popoarele, să se laude numele Tău cel mare, că înfricoșător și sfânt este, și cinstea împăratului iubește dreptatea. Tu ai întemeiat dreptatea judecată și dreptatea în Iacob Tu ai făcut-o. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor Lui, că sfânt este. Moise și Aron într-o preoții Lui și Samuel într-o cei ce cheamă numele Lui. Chemat-au pe Dumnezeu mărturile Lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne Dumnezeul nostru, Tu le-ai auzit pe ei, Dumnezeule, Tu Te-ai milostivit de ei și ai răsplătit toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii, dăruindu-i lor biruința asupra potrivnicilor, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință, și acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Crucea cea făcătoare de viață a bunătății Tale, pe care ai dăruit-o nouă nevrednicilor, Doamne, Ție o aducem cu rugăciune, mântuiește pe poporul Tău, cel credincios pentru născătoarea de Dumnezeu, care se roagă Ție pentru noi, unule iubitorule de oameni. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul slavei, Părintea Atotțiitorule, Dumnezeul Sabaot, care prin pomul vieții cel din mijlocul raiului a închipuit mai înainte crucea cea de viață păcătoare a unui a născut fiului Tău și în locul pomului neascultării prin gustarea din care șarpele cel atot viclean pe strămoșii noștri și cu dânsii pe tot neamul omenesc i-a izgonit din rai și la moarte i-a adus și ai dăruit nouă semnul crucii purtătoare de viață, pe care iubitul Tău Fiu, pironit fiind, a murit și cu moartea pe moarte a omorât și toată puterea diavolului a sfârmat și viața lumii a dăruit, iar bisericii sale armă nebiruită sfințire și acoperământare și credințe, întărire și izbăvire de toate cursele cele diabolești și nădejde tare de mântuire
și nerușinată spre câștigarea vieții. Pentru aceea, noi robii tăi, în dar învrednicindu-ne, de multă mila ta mulțumitori, fiind slabă și mulțumire și smerită închinăciune, aducem slavei tale și cu milință ne rugăm să cauți cu milostivire spre acest semn al Sfintei Cruci pe care credincioșii robii tăi din familia Belisar, Codrescu și Iprim, din osârdie, din credința cea tare, din dragostea cea către tine au făcut-o spre însemnarea biruinței Fiului tău, a Domnului nostru Iisus Hristos și a eliberării și a mântuirii noastre. Și trimite peste noi binecuvântarea ta cea cerească, binecuvintează, sfințește-o, umple-o de puterea și binecuvântarea lemnului aceluia pe care a fost pironit prea sfânt trupul Domnului nostru Iisus Hristos, unul născut Fiul tău, prin care puterea diavolului s-a călcat și noi pământenii eliberare am dobândit și vieții ne-am învrednicit. Așa te rugăm pe tine, preasfinte stăpâne, pentru sfintele patim și pentru vărsarea sfântului sânge și moartea cea păcătoare de viața unui născut Fiului tău, Domnului nostru Iisus Hristos, pe care le cu sfatul tău al lui Dumnezeu Tatăl cel fără de început și al preasfântului tău Duh, de bunăvoie pentru mântuirea noastră pe lemnul crucii le-a suferit și prin acelea lemnul crucii care oarecând spre pierzare păcătorilor de rele și celor ce greșeau, l-a arătat a fi binecuvântat, sfânt și de viață, dătător și izbăvitor celor ce greșesc, pe care și cu rugăciune ție ți aducem, trimite și acum harul preasfântului tău Duh, peste acest semn al crucii și îl binecuvintează, îl sfințește și dă lui să fie semn înfricoșător și tare, asupra tuturor vrăjmașilor celor văzuți și a celor nevăzuți, spre izgonirea, înfrângerea tuturor curselor, ispitelor și asupririlor diavolești. Iar poporului tău să fie acoperământ puternic, credință, întărire, nădejde, sprijinire, la războaie, biruință și sporire în toate faptele cele bune. Iar tuturor celor ce se vor închina ție înaintea semnului acestuia și rugăciuni vor aduce, să le fie milostiv ascultător și îndurat împlinitor al tuturor cererilor celor către mântuire. Și precum prin cruce lumea tu ai eliberat de osândirea păcatului, așa și pe robii tăi aceștia care le cu credință din suflet îți aduc ție acest semn al crucii cu puterea crucii iubitului tău fiu, pururea biruitor asupra păcatului arată-i a fi și le dăruiește lor toate bunătățile tale, cele pământești și cele cerești și prin cruce totdeauna spre bine pe toți credincioșii povățuindu-i dui la primirea cununilor cerești, că tu ești izvorul sfințirii și dătător bogat de toate bunătățile și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se sfințește această cruce cu harul preasfântului Duh prin stropirea cu această apă sfințită în numele Tatălui. Amin. Și al Fiului. Amin. Și al Sfântului Duh. Amin. Se sfințește crucea aceasta cu harul Sfântului, preasfântului Duh, prin stropirea, o apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează, se sfințește. Crucea aceasta cu harul preasfântului tău Duh și prin stropire cu aghiază sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Nestricăciunea strigăm, cel ce prin crucea moarte ai stricat și pe noi din înșelăciunea și chinurile diavolului ne-a eliberat, Doamne, slavă ție! Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
Preacucernice, Părinte, binecuvinte. Cel ce pe lemnul crucii pentru mântuirea noastră s-a răstignit și moartea binebuita primind și a treia zi din morți a înviat. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate maicii tale, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile tuturor sfinților săi, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile tuturor sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Amin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cel ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate le chivernisești, și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule, ziditorule, fă odihne, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, că spre tine nădejdea și-au pus, spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine zi și limante avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le l-ai născut născătoare de Dumnezeu nenuntită, ceea ce ești a credincioșilor mântuire. Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila ta rugăm, uniți-i, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu. Constantin, Maria, Constantin, Nicolae, Elvira, Cornelia, Vasile, Vasile, Ernestana, Nicolae și Mihai, cu tot neamul lor cel adormit, și pentru ca să ni se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeul nostru să așeze în sufletele lor acolo unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor de la Hristos împăratul și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care-i călcat moartea și pe diavol ai surpat și-i dări viață lumii tale în sus, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor lui Dumnezeu ce acum s-au pomenit. În loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea și orice greșeală au săvârșit ei în această viață, cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul, iartă-i, Dumnezeu, că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta, da, ce faceți? Dreptatea ta este dreptate în viață, iar cuvântul tău este adevărul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că tu ești învierea, viața și odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu ce acum s-au pomenit, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum. Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate maicii sale, a cinstiților, măriților și întot lăudaților apostoli, a Sfântului și dreptului Lazar, cel înviat
înviata patra zi din moș așeze sufletele adormiților robilor lui Dumnezeu ce acum s-au pomenit în loc luminat, în loc de verdeață și fălelor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Și fălelor, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Lor din neam în neam și din veac în veac și fălelor, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Apărătoare, Doamnă, pentru biruința mulțumire, izbăvindu-ne din nevoi aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Lui să ne rugăm. Doamne, miluiește! Se Dumnezeule a toțiitorule! Binecuvintează, Doamne, mâncarea, băutura și celelalte lucruri câte se vor împărți pentru sufletele adormiților robilor lui Dumnezeu ce acum s-au pomenit, iertându-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Că Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu care miluiești și mântuiești și Ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumneavoastră urmați. Ce-i unde-i domnul? Ce vreți? Urmați. Să spuneți câteva cuvinte și eu. Da. Aici. Aici pe soclu. Toată viața ai urcat. Domnul coleg, îmi face plăcerea să mă prezinte puțin. Eu vreau să ascultați doar frumos. Noi am venit aici mândri că trăim în acest sat și am cunoscut oameni. Satul acesta a avut întotdeauna oameni foarte sever, serioși. Mi-am amintesc că din clasa a 5-a mi-au pus doamna învățătoare o poză la... După aceea mă salutau oamenii. Era protejată de preoteasă. Fiind am învățat să citesc. Și în toate acestea vă rugăm frumos să serviți și vin și sub toate. Radu a venit și el cu o porție uriașă. Trebuie să luați acasă ceva. Că e medic veterinar, nu orice. Da. Și... Să știți că activitatea aceasta a mai dat în voi un apendice. Am reușit să o organizăm împreună cu doamna profesoară. Am declarat-o consilier principal, că să ai bun titlu. Da. Iar pe domnul Nicolae Acatrini l-am declarat asistent mecanic. El a curățit o grada asta, unde cândva au avut loc niște nunți formidabile, nunți în care, sub cortină, eram eu naș, soția la fel, pentru altcineva. Nu vreau să mai lungesc vorba, dar Radu Ivrin Belisar, pe care îl invidiez, a zis că mai am un nepot undeva. Îl fac și pe el medic veterinar, neapărat. Pentru că are treabă frumoasă.
și de asemenea Radu este cel care e născut în casa care nu mai e. Radu, a dispărut casa. Când au dispărut toate, istoria modernă. Domnul inginer Bălan, care ne ajută în viața literară și care știe multe, vecinule, are în structura sa trei componente. E pentru copii, că e inginer, și să-ți veniți în apusul ăsta, și totodată... Asta pentru că ați organizat aici activitățile spirituale. Eu m-am bucurat că aici, la Funden, m-am simțit totdeauna foarte bine și spuneam mereu câte o strofă, spune și tu o strofă despre mama voastră. Mihai, la Iași, în anul 4, Augustin Zemepop ne l-a adus pe Gheorghe Eminescu. Era fiul mai mare al lui Matei, cel care a fost memorialistul familiei, pentru că a trăit mai mult și a avut și copii foarte buni. Acest Gheorghe Eminescu ne-a uimit cât de frumos a vorbit. A început prin a spune că a fost elev la Spiru Haret și doamna de română, când îl asculta, îi spunea, păcat de numele care îl fost, stai jos. Dar era categoric o minciună, pentru că a vorbit extrem de frumos, a încheiat cu strofa din glosă. Vreme trece, vreme vine, toate-s vechi și nouă toate, ce e rău și ce e bine, tu te-ntreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă, ce e val, ca valul trece, de pe-ndeamnă de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Și dacă vreți să-l cunoașteți mai bine, căutați cartea frumoasă despre Napoleon, semnată de Gheorghe Eminescu. Era inteligent ca unchii lui care s-au pierdut și enigmaticul nostru și genialul nostru critic Călinescu spune că această familie, oare ce a avut? A avut o, spune ceva, o tragic în familie. Mulți au murit, deși erau foarte deștepți și învățau numai studii mari. Dar mă scuzați, colegul meu îmi spune ceva frumos acum, dar pot să mă critici. În primul rând aș vrea să salut această onorată adunare. Nu m-am așteptat să fie atâta lume și atât de interesată să participe la un eveniment de o însemnătate uriașă pentru această localitate și pentru acest areal al fostei familii Velisar și actualei familii, dacă mai sunt trăitori. Vreau să vă spun că eu nu sunt obișnuit să vorbesc la telefon, la microfon și mi-e foarte greu să-l țină. În sfârșit, mă cuprinde o emoție deosebită pășind pe aceste meleaguri, pentru că, în primul rând, pe aceste meleaguri a călcat Ștefan cel Mare, mare voievod al Moldovei. Al doilea rând, pentru că aici a trăit, a muncit, a sperat, a procreat una dintre marile personalități ale neamului nostru, soră cu Raluca, celebra mamă a poetului național, cum l-a numit Călinescu, Mihai Eminescu. Doamna profesoară Velisar Codrescu, fiind strănepoată a acestei safta Iuraș cu Velisar, a avut inspirația să scrie o carte în care se evoce această uriașă personalitate a neamului. Nu numai a neamului Velisar, a neamului românesc. Aș îndrăzni să spun, e vorba de o personalitate a neamului românesc.
Cartea este, după cum vedeți, modestă ca volum, dar este deosebit de importantă pentru conținutul pe care îl are această carte și pentru talentul cu care a fost scrisă această carte. Familia Velisar, domnul Codrescu Grigore și cu doamna Mariana Codrescu Velisar formează o familie de scriitori, scriitori români care, nu întâmplător, ca să ne poată a mamei marelui poet, continuă tradiția scrisului pe această filieră a descendenței. Doamna Velisar este a treia generație din familia Safta și Constantin Codrescu, Velisar. Dumitrache Velisar, pardon. Toate generațiile pornite din această simbioză deosebit de simbolică pentru cultura și neamul nostru, este o descendență multiplă la toate generațiile. Iată că a ajuns doamna Mariana Velisar la rândul ei să ne poată a Saftei să aibă un singur copil. Dar, atenție, acest singur copil a fost cel care s-a situat ca fruntaș în învățământ, în viața lui de elev și ocupă locul întâi al promoției din care a făcut parte pe panoul de onoare al liceului Ferdinand din Bacău. Este un lucru de mare cinste pentru, și de mândrie pentru cei doi părinți, amândoi profesori și amândoi au funcționat la acest liceu. Dar întâmplarea a făcut ca copilul să nu fie elevul părinților lui. S-ar fi putut spune că, mă rog, a fost da. În fine, este un lucru deosebit. Am avut ocazia de curând să cunosc o broșură. Deocamdată că e vorba de un tânăr de câțiva, de 17-18 ani, nu știu dacă mai mult, scrisă de nepotul familiei Mariana și Grigori Codrescu, de băiatul lui Mihai, fruntașul liceului Bacovia, pe atunci, acum e Ferdinand. Am recunoscut în acel scurt text al broșurii scrise de nepotul familiei Codrescu un talent al scrisului, ceea ce mă face să cred că va urma în ordinea descendenței sale părinților, bunicilor și strămoșilor, ceea ce nu e lucru de puțin. În fine, nu vreau să vă spun multe lucruri despre această carte, pentru că am văzut că a fost dată mai tuturor de aici. O veți citi și veți înțelege multe lucruri de acolo. Vreau să vă spun... Acum la mama lui Eminescu, pe care o vedea de departe. Stai cum începe... Începe grijă. O mamă? O mamă, dulce mamă, prin negura de vreme. Pe tine, la tine vin acum. Se scutură salcâmii de ploaie și de vânt. Mereu el totul verba de vechi. Mulțumesc foarte mult, ai fost foarte politicos. Și acum vă rog frumos,
de asta mi-am permis domnul să vorbesc. Domnul Brăneanu vrea să spună, domnul Brăneanu vrea să spună. Da, îl ascultăm pe domnul Brăneanu, șeful filialei scriitorilor din Bacău, care e foarte bogat, are aproape 100 de membri. Da, eu credeam și eu în bogată. Da. Pe la astfel de eveniment, într-adevăr, cuvintele ziua de spune. Mă bucură că parinte la studiu, e mare. Era așa. Aici am venit, am născut. Nu, no, nu, no, Safta e născut în altă Nu, Safta. Chiar asta vreau să spun, familia Iurașcu. Unde, de unde sunt de aici? Nu de aici. Păi, tu cum asta vreau să întreb? Undeva cum avea la... 6 fete și 3 băieți. S-a dus la domnia asta. Verisar, Vasile sau... Mitru, cum îi spune. Le-a trimis la mănăstire pe Motoro. Și Safta a avut norocul când l-a întâlnit pe Verisar, pe Dumitru și a ajuns, sau Vasile, și a ajuns aici la Finpin. Una dintre ei a devenit în Parlament. A, legat de boala lui Eminescu și de problemele lui Eminescu. Da, important este că, iată, urmașii, strămoșii, urmașii acestor familii deosebite, de oameni gospodari, de răzeși, n-au uitat, nu și-au uitat înaintași. Și asta e cel mai important, că de cel mai multe ori uităm de cei care au fost înaintea noastră, ne luăm cu treburile, îmbătrânim și la un moment dat dăm seama că am uitat și de aici, dar nu știu, unii ori uităm de părinții noștri, dar păi de bunici, străbunici, care din când vor. Este de apreciat și felicitări pentru acest gest de generozitate și de dăruire pentru a realiza acest monument care rămâne ca un simbol peste ani și chiar dacă poate într-o zi din satul ăsta va mai rămâne foarte puțin sau va rămâne cât va rămâne. Dar rămâne acest simbol care va aminti mereu. Cea mai mare sumă a dat tânărul veterinar, o parte bună am dat și noi, l-am făcut pentru că noi eram 10 frați și tata a spus, niciunul nu trebuie să rămână colectivist, învățat și fiecare a fost dus la liceu bun. Băieții la Ferdinand, toți trei, unul la centru Bacăului, la Banca de Investiții, la ICLM. Eu am avut norocul să iau Bacovia și mereu mă supără cine spune că am luat datorită fratelui meu. Nu. În ziua când m-am dus să iau hârtia, că voi preda la Bacovia, nu erau decât doamne de la Sorbona Bacău. Și trebuia neapărat cineva de la 5 ani. Da. Ia
iată, dacă ne uităm în jur și vedem că din ce a fost gospodărie aici a mai rămas doar urmile ușoare, acest simbol rămâne ca o piatră peste veacuri și peste ani pentru generațiile care vor veni și asta e un lucru extraordinar. Mă bucură că ați reușit să vă și întâlniți, trei surori văd că sunteți aici, așa, și aduceți acest A2. Ați mai rămas două. Băieți. Băieții care sunt... profesori de sport și unul... Oricum, este de apreciat acest gest, acest moment, zic eu, înălțător de a aduce de pioasă amintire pentru familia Orașcu și aducerea aminte până la urmă de Eminescu, de rădăcinile acestea extraordinare ale culturii românești, care, iată, se întind și până la Fundeni. Un sat fost de Răzeș, acum cu o perspectivă frumoasă ca natură, nu ca și viitor, probabil, dar să apreciem și încă o dată să felicităm familia Codrescu pentru acest gest de generozitate și de pioasă aducere aminte pentru înaintași. Dumnezeu să vă dea sănătate și să vă bucurați încă mulți, mulți ani de acest simbol, de această realizare a dumneavoastră pentru generațiile care vor veni. Ați lăsat și lăsați o urmă generațiilor care veni și asta contează foarte mult pentru spiritualitatea românească, pentru cultură. Și eu vă mulțumesc! Un minut, îngăduiți-mi, vă rog, doamna profesoară, să vă prezint aici coperta cărții poezii de Mihai Eminescu din 1883, ediția Princeps, cu prefața lui Titu Maiorescu, o carte din biblioteca lui Valeriu Bogdăneț. Da, aici Titu Maiorescu vorbește despre Fevronia Iurașcu, aici spune Ionașcu, e o mică greșeală care trebuie îndreptată, ușor se poate îndrepta, dar vorbește și despre data nașterii lui Mihai Eminescu, pentru că este discuția între 1849 sau 1850, decembrie 49 sau ianuarie 1850. Și al doilea lucru pe care vreau să subliniez, să ne uităm cu toții peste doar două dealuri de aici, mai încolo, se află comuna Lipova, aici nu departe, Lipova, sigur că da, singura localitate de pe raza județului Bacău, pe unde a trecut Mihai Eminescu în calitate de revizor școlar. Peste două zile voi fi acolo și voi depune, împreună cu studenții mei, voi depune o floare la bustul lui Mihai Eminescu. Mulțumim organizatorilor pentru excepționalul moment de astăzi. Cine vorbește să mai vorbească?